oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip. A revenit în forță pe canal și astăzi, fraților, ești din nou cu Văruțul. Cu Văruțul care am făcut crossbar challenge partea 7-a sau a 6-a, a 7-a, care m-a bătut singurul din toți oamenii din clipurile mele care am făcut crossbar, singurul care m-a bătut. Și ce să vedeți, fraților, astăzi are meci, joacă LPSU, adică echipa lui, cu VSM Ceahlău și haideți, fraților, să susținem pe Văruțu acolo, să vedem ce face. O să filmăm cadre nebune de la stadion, sper să fie, să prind niște goluri pe cameră, nu știu ce o să fie, dar vreau neapărat să susținem clipul ăsta cu un like, să facem noi ziua de like. Hai că nu fac 200, ai 50 de like-uri, 50 de like-uri amărite acolo, bubuiți butonul de subscribe și ne facem și noi 1000 de abonați acolo în forță. Și bineînțeles, fraților, vedeți că jos în descriere aveți link-ul de la Instagram-ul lui David, de la Instagram-ul meu, TikTok-ul meu, tot ce vreți să căutați, găsiți în descriere. Cu toate acestea, noi revenim direct de la teren, David, succes încă o dată și noi revenim de la teren. Ce vrea faula portar? Nu te vrea. Faula portar, da. Bun, pic. Îmi vrea să stăm. Îmi vin clodat-o. Hai, băieții, hai! Îmi vin clodat-o. Lăsa cornerul tot, așa trebuie și aici. E semnal. Eu? O dat-o bine acum, am șansă acolo, dar până acum o dădeam. Hai, băieții! Da? În poartă. Lasă că ți-o dă ei, cum-ți dea mingea în centru, așa. Asta. Da! La ei, într-un coc, cu papa. El a lăsat, dar e avantajul lui. El a lăsat avantajul. Lasă-o, lasă-o! Bine, mă, hai! Lasă-o, bat! Lasă-o, lasă-o, central!
Nu, 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 nu. Bine, mă. Bravo. 3-1. Hai, zic. Bine, mă, hai. Dă-i acolo, nu. Dă-te poartă. Dă-i-o, mă. Bravo. Piticule, vezi-mi poartă. Vezi-mi poartă, nu mai pitice avem acolo. Bine, mă. Mă fluier, stai să-mi numere. Nu mai muta, lasă așa. Gata. Du-te mai aproape, codă. Du-te și filmează mai de-aproape, codă. Colțul lung a purtat pe aici. Da? Hai, David! Hai! Hai, David! Hai, David! Hai, David! Încă una! Bravo! Mam, bine! Vedem! Băi, vezi cum e bătut din mișcare! Nu mai aici! Hai, Nicoreascule! Hai, l-a spus că o să vină. Oh, oh, oh! Tu o să las că mai se duce un minut. Stai acolo! Așa, David, bravo! Tu doar că... Băi, ridică-te! Băi, oprește-te! Dă-o afară, băi! Gata, să mă duc 3 minute. Hai să-l filmez. Hai, Davide. Așa trage de timp, Davide. Vezi tu asta pe vlog după hai, aia. Hai, 2 minute, hai. După vlogul ăsta te învăț eu să te prefaci văruțul. Nu-ți... Șut! Gata! Gata, bine! Bravo! Bravo! Ce e portarele? 5-3! 5-3, ai crescut? Ești arbitru, ce ai? Și te oftiști deodată minge, dar ai luat-o! DPS, nu uita, salută galeria! Bovi, ce mai vrea? E, ceartă-i! Da, să râcă și ei! Că nu mă urzi, că nu a vrut să pe echipa așa. Nu știu, am mânut. Dar cu bubuiala ai luat-o? Nu-i nimic, nu-i nimic, ești gasa, l-o să-mi plic! Ce vrea portarul ăla tu? Lasă, nu te ofti, Cani, bă-ți data viitoare! La vestiar! Să nu merge la capăt. Acum să vadă că ai, n-ai, că ai însustă. Gata, începem, da? Începem. Succes! 3, 2, 1, 5. 3 hours later. Bun, băi prieteni, cam atât și cu vlogul de astăzi, am revenit de acasă, sunt cu David aici a forță, cu jucătorul numărul 19, ce-ai fost mai azi? Mijlocaș la închidere. Mijlocaș la închidere, forță, ați văzut, au avut șansă de gol, dar
O da gol de la altă poartă, din păcate. Dar nu contează, ai făcut mare parte din meci. Cum ți s-a părut ții meciul așa? La început, la sfârșit, în mare parte. Echilibrat, suspans, prima repriză 0-0 și abia în a doua repriză au reușit. Ai apucat să ajungi la mingea măcar? Care ați băgat în poartă? Nu. N-ai apucat tu. Dar odată fundașul stânga, fundașul central a dat gol. Bun, băi prieteni, să vă mai zic că a fost un meci greu, nu știu dacă ați văzut la urmă. O sărit portarul lor, piticanii aceia, nu știu dacă vezi vlogul ăsta, multă sănătate din partea noastră. Da. O sărit la David, că el divergire o dat mingea în sus, nu știu dacă ați văzut pe clip, dar sigur ați văzut. O dat mingea în sus și o sărit portarul că decidă mingea și nu știu ce și mare scandal ce era să fie, dar n-avea cum că eram eu acolo, vă dați seama că nu se lua nimeni. Da, era, dacă era de bătaie, eu săream primul acolo, ce ai, mai dădeau și ei, mai luam și eu, știți cum e vorba. Bun, băi prieteni, eu sper că v-a plăcut clipul de astăzi, bineînțeles știți că am mai avut videoclip cu David, am filmat atunci Crossbar și dacă vreți, bineînțeles, și partea noua, cred, tot cu David, vara asta, știți ce aveți de făcut, să dați un like, neapărat să intrați pe Instagramul lui, aveți linkul în descriere de la Instagramul lui David și a făcut contul nou. Promit eu că o să vă accepte cererea de urmărire, cred, fi cont privat, dacă mă înșel, așa e, da? Bineînțeles, și la mine, la primele linkuri, ca așa, practic, așa e, să spune primul, da. La primele linkuri sunt, dați mie un follow pe Instagram și pe TikTok, aveți, ai TikTok? Da, dar nu, mai bine. Nu, bine, bine. Așa că dați-mi doar mie pe TikTok, la amândoi pe Instagram. Și ce să vă mai zic, cam atât cu videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați că vara asta urmează nebunii, că anul 2022 o să filmăm clipuri forță. O să mergem la mare, mai plecăm cu rulota, ne distrăm, vacanțe, nebunii, facem challenger vara asta, punem piscina, ne distrăm. Și cam atâta, toate acestea au fost Aris, el a fost David. Și bineînțeles că noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!